Am fost într-o zi în Timișoara, de fapt lângă Timișoara, la Jimbolia. Ne-a chemat un frate acolo. Și m-am dus cu un frate care stătea la Jebel, foarte înalt, așa mai solid. Și când am ajuns acolo, frații, sau când s-a dat el jos din mașină, s-au dus la el toți. Și a spus, bine ați venit, frate Alin și Van. Sunt un Alin și Van, eu la mic, de acolo. Nu contează statura noastră, contează că Iisus Hristos ne-a mântuit și a pus bucuria mântuirii în sufletul nostru. Ne bucurăm să fim în seara aceasta aici, în Spania, aproape de Madrid, dar aproape de cerul lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru dorința, eu îi mulțumesc pentru dorința pe care am văzut-o în inimile dumneavoastră de a vă închina în fața lui Dumnezeu și de a-L adora pentru tot ceea ce a făcut în viețile noastre. Sunt aproape 6 ani de când m-am întors la Dumnezeu și consider că n-am pierdut niciun strop din pasiune și îl rog pe Dumnezeu ca atât cât va dura viața mea să pot să merg înainte curajos și plin de dorința de a-L lăuda pe Dumnezeu. Deci nu pot să spun astăzi seara decât că Jesus Cristo es el Señor. Amin. Amin. Slavă Domnului. Am făcut sport de performanță. Poate, nu știu dacă frații ne permit să vedeți o săritură de la un campionat mondial mai târziu. Am câștigat peste 200 de medalii. Am fost cel mai bun sportiv al grupului Steaua în anul 2005. Maestru emerit al sportului, medaliat la europene, mondiale. Am făcut parte din lotul național de gimnastică aproape 12 ani, care a fost sub îndrumarea domnului Dan Grecu. Cred că cei mai în vârstă îl cunoașteți. Se auzea foarte mult înainte de Dan Grecu și Nadia Comăneci. Multe alte trofee, gimnast de clasă mondială și multe alte lucruri. Am colindat mult, am văzut multe, am experimentat multe, dar nu despre asta vreau să vă vorbesc. Vreau să vă spun că cea mai mare satisfacție pe care emoțională și sufletească și duhovnicească pe care am trăit-o a fost pentru prima dată într-o biserică penticostală, acolo unde am îngenunchiat și prezența Duhului Sfânt s-a coborât peste mine. Nu pe podiumul de, pe podiumul de premiere te simți cel mai împlinit pentru că acolo, după ce te dai jos, începi să ai temeri, că vin alte competiții și s-ar putea ca la următorul concurs să nu mai fii învingător. Dar astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu că alerg pe calea credinței. Și am un obiectiv, un scop, un țel. Acela pe care l-a avut și Apostolul Pavel. Ca la finalul vieții mele să spun și eu, curajos, m-am luptat lupta cea bună a credinței, mi-am isprăvit alergarea și de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-a dat Domnul în ziua aceea. Și nu numai mie, și nouă tuturor care suntem în seara aceasta. Vreau să vă spun că după toate aceste experiențe am ajuns la un singur rezultat. Am văzut oameni mari care și-au sfârșit viața într-un mod tragic. Am văzut oameni mari, campioni într-un domeniu al vieții, care au fost învinși în celelalte domenii ale vieții. Și am ajuns la concluzia că adevărații învingători sunt robii lui Iisus Hristos. Pentru că a fi robul lui Iisus Hristos înseamnă să fii liber de patim, de vicii și de tine însuți. Și este cea mai frumoasă poziție pe care o poate avea un om pe pământul acesta. M-am trezit la un moment dat, am să vă spun mai târziu, în lumea aceasta, departe de Dumnezeu, departe de părinți, departe de lucrurile frumoase ale vieții. Că îmi tremurau picioarele când mă gândeam că s-ar putea să mor în fiecare moment. Pentru că eram într-un anturaj unde riscam în fiecare zi să-mi pierd viața. Și mi-am pus întrebarea, unde voi pleca dacă voi muri în aceea zi? Și mi-era frică, știam că există Dumnezeu. Știam cât de cât și din filozofie că cei mai mulți au căutat informații despre existența noastră, dar tot cei mai mulți au murit în timp ce căutau adevărul. Și știam că doar unul singur în istorie a spus, eu sunt adevărul. Și acela este Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Așa că după toată activitatea aceasta și alergarea pe care am avut-o în lume, am scris un cântec care se numește Unde pleci, prietene grăbit, cu sufletul zdrobit de patimă. Iisus e viața.